Salutare tuturor și bun venit la acest tutorial. În acest tutorial vă voi arăta cum să instalați aplicația Smart IPTV pe Amazon Fire Stick sau pe Amazon Fire TV. Întâi de toate, cel mai simplu va fi să folosiți telecomanda de la Fire Stick și nu cea de la televizor. După ce introduceți Fire Stick-ul în portul HDMI, vă va cere să vă logați pe contul dumneavoastră de Amazon cu username-ul sau adresa de e-mail și parola care o aveți la contul de Amazon, după care faceți de obicei cumpărăturile. După ce vă conectați, vă duceți la setări, după care coborți în jos și dați în dreapta până la My Fire TV. Dați click sau butonul din mijloc, cel mare și rotund, pe My Fire TV, după care vă duceți la Developer Options, dați click aici și aveți două opțiuni, ADB Debugging și Apps from Unknown Sources. De obicei, această opțiune este pe off, nu vă lasă să instalați aplicații decât cele din magazinul Play și va trebui să treceți această opțiune pe on, vă dă un mic advertisement, cum că nu este foarte sigur să instalați alte aplicații în afară de cele de pe magazinul stick-ului, dați pe turn on, după care apăsați pe butonul de home, mai exact acesta, pe care arată căsuța, și vă va duce acasă. După care trebuie să dați în stânga la search și să scrieți downloader. OWNLOADER. Downloader. Vă cum puteți vedea, dați puțin mai jos, vă dă și la sugestii sau la recomandă downloader, dați click pe el și vă va apărea această aplicație cu portocaliu. Dați click pe această aplicație și după cum puteți vedea, în partea din stânga jos a ecranului scrie Download You Own It. Deci deții această aplicație, o poți downloada. Dați click pe Download. Așteptați puțin. Curând va apărea Downloading. Se downloadează. S-a finalizat download-ul. Acum se instalează. După instalare aveți opțiunea de Open. Dați iar click pe Open și se va deschide această aplicație care se numește Downloader. Aici aveți un mic Quick Start Guide, nu trebuie neapărat să-l citiți, dar vă este folositor. Dați pe OK, după care puteți să introduceți adresa URL de la site-ul de unde vreți să downloadați fișierul. Și aici la HTTP a trebuit să dați click și să scrieți așa, apk.punct, deci să puneți punct, nu virgula, punct. SIPTV. APP. Și după care vă duceți jos la Go sau apăsați tasta Play Pauză după telecomandă. Să vă ducă direct acolo. Curând download-ul va începe. Și în felul acesta, aplicația Smart IPTV a fost downloadată. Acum aici veți avea niște termeni și condiții, va trebui să dați agree sau accept, după care aveți opțiunea de cancel și install. După cum puteți vedea acolo jos, dați click pe install. Eu am deja instalat aplicația, așa că o să mai apară opțiunea de update mie. Aceeași procedură se aplică și în cazul în care deja aveți aplicația instalată și vreți să-i faceți update. De exemplu, ați instalat aplicația cu 5 luni de zile, până acum garantat a apărut o versiune nouă a aplicației, urmați acești pași și veți updata aplicația, fără să pierdeți programele și fără să pierdeți activarea aplicației care probabil deja ați plătit. Dați, aveți două opțiuni, Down și Open. Dați pe Down de început, nu dați Open, nu deschideți din prima, dați pe Down și vă va întreba. Fișierul vă va spune, pardon, fișierul a fost downloadat cu succes și aveți trei opțiuni, Install, Delete și Down. Vă recomand să ștergeți fișierul, să nu încărcați memoria Fire Stick-ului degeaba, dați pe Delete și încă o dată confirmare Delete.
După care apăsați pe butonul Home, de pe telecomanda de la Fire Stick sau de la Fire TV, să vă ducă acasă. Bun, și aici, acum, în prima linie de aplicații, aveți downloader-ul care l-ați folosit să instalați Smart IPTV. După cum puteți vedea, și inclusiv aplicația Smart IPTV, eu deja o avem. Dați click pe aplicație. Odată ce ați deschis aplicația, aici aveți instrucțiuni și informații. Și zice, no playlist is downloaded, deci nu aveți nicio listă cu programe, încărcată momentan. Va trebui să dați această adresă MAC de aici, împreună cu numele aplicației Smart IPTV, providerului dumneavoastră de televiziune, ca să vă poată porni televiziunea pe aplicație. Încă o chestie mai este. Aici, cum vedeți la mine, activated. În primele 7 zile este trial. Și după 7 zile trebuie să plătiți. Aplicația costă doar 5 lire, se plătește o singură dată și o puteți folosi o viață întreagă. Deci plătiți o singură dată doar 5 lire și cam atât, nu mai plătiți nimic după. Aplicația nu are treabă cu providerul de IPTV. Deci nu-i plătiți acești bani celui care vă furnizează posturile de televiziune, ca să înțelegeți mai exact. După ce dați acea adresă MAC, mai exact aceasta providerului, el vă va putea porni, vă va putea adăuga o listă cu programe. Și dumneavoastră trebuie să dați click pe restart, adică mai exact, pardon, apăsați butonul din mijloc de la telecomanda de la Fire Stick. Apăsați pe restart și vă va apărea lista cu programe. Eu nu am nicio listă încărcată momentan, așa că nu apare. După această procedură, mai aveți un mic pas de făcut, pentru că unii provideri, de exemplu, unii furnizori de televiziune prin internet IPTV, oferă și filme, gen cele de pe net, ca cele de pe Netflix, sau emisiuni, sau tot felul de desene animate și alte chestii. Iar unele sunt în format MKV și când dați pe aplicație și dați la filme, filmele nu vor merge, va da o eroare. Ca să meargă și filmele, care sunt în format MKV sau alte formaturi, care nu sunt suportate de aplicație, va trebui să mergeți la Search din nou, sus în partea stângă a ecranului, iar aici scrieți VLC. După ce ați scris VLC, dați click pe VLC și vă va apărea așa. VLC Media Player, o aplicație care mulți dintre voi probabil deja o știți. Probabil o aveți deja instalată pe telefoane sau calculatoare. Dați click pe VLC Media Player și aici scrie VLC for Fire. Așa, este un player care suportă multe formaturi și și merge foarte bine. Dați pe Download și se va downloada imediat. Așteptați până se instalează. Ok, s-a instalat. Acum dați pe Open. Și s-a deschis aplicația VLC. După instalarea aplicației VLC Media Player, va trebui să mergeți înapoi acasă. Bineînțeles, aici aveți și opțiunile de video, audio, browsing, deci o puteți folosi și ca browser. Și la other aveți setările, refresh. În caz de nu merge ceva, ați dat deodată un refresh, s-ar putea să meargă după. La setări aveți unele opțiuni, auto-rescan for media, hardware acceleration. După cum puteți vedea, aici e accelerație hardware, poate să fie pe automat, pe disabled, pe decoding sau pe full acceleration. În caz că unele chestii nu merg bine, unele filme sau desene, emisiuni și tot așa, care le vizionați cu ajutorul acestei aplicații, încercați toate opțiunile și vedeți pe care vă merge dumneavoastră mai bine. Și cam asta este tot ce este necesar
ca Smart IPTV să funcționeze corect, să puteți vedea inclusiv filmele, desenele, serialele și emisiunile care nu sunt live. După care, bineînțeles, intrați în aplicația Smart IPTV și veți avea lista de programe dacă furnizorul vă încărcat. Cam asta este tot. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Dați și dumneavoastră un share, like și un subscribe la canalul meu de YouTube, vă rog, să mă ajutați să mai fac alte videoclipuri pe viitor folositoare pentru dumneavoastră. Dă subscribe, mă ajutați să mențin canalul de YouTube. Repede, de aceea vă cer să-mi dați un subscribe. Vă mulțumesc încă o dată, la revedere!